Bună dimineața și bine ați revenit la Gala Națională a Comediei, cea de-a 30-a ediție a Festivalului Național de Comedie. În cadrul secțiunii Întâlniri cu personalități din lumea teatrului și a filmului, avem astăzi ca invitat un actor excepțional, o vedetă, aș putea spune, o vedetă recunoscută nu numai în spațiul nostru românesc, ci și pe plan internațional, pe actorul de teatru și film, Teodor Corban. Bine v-am găsit! Bine ai revenit, pentru că ai mai fost de câteva ori la noi la festival. Actorul Teo Corban este destul de cunoscut, nu am să-i fac o prezentare specială, am să spun doar câteva cuvinte despre activitatea lui. Cum bine știm, este angajat la Teatrul Național Vasile Alexandri din Iași, iar anul acesta Teo împlinește 33 de ani de teatru. În tot acest timp a jucat în peste 50 de spectacole de teatru și în peste 20 de filme. A călcat pentru prima oară pe covorul roșu al Festivalului Internațional de Film de la Cannes în 2006, când a fost prezent cu filmul A fost sau nu a fost, în regia lui Corneliu Porumbul. Bineînțeles, Teo are și numeroase premii, am să amintesc doar două dintre ele. În 2016, la Gala Premiilor Gopo, obține premiul Gopo pentru cel mai bun actor în rol principal, pentru personajul Zaciul Constantin, din filmul Aferim, în regia lui Radu Jude. Și, bineînțeles, are și un premiu la noi la Festivalul de Comedie, pe care l-a obținut în anul 2003, tot premiul pentru cel mai bun actor în rol principal, pentru personajul Șaricov din Inimă de câine după Bulgacov, în regia lui Ion Sataru, spectacol de la Teatrul Național Vasile Alexandri din Iași. Teo, în ultimii ani ești extrem de solicitat. Te putem vedea în spectacole de teatru, pe platoul de filmare, unde ai multe roluri principale. Filmezi și în seriale de televiziune. Ba mai mult, aseară am văzut că faci parte și din colectivul de regie. Cum reușești să faci față la toate acestea? Cum reușești să te menții în formă? Ca să nu mor profesional, mi-am propus să am activitate bogată. Deci faptul că ai activitate bogată te ajută să-ți menții forma? Da, cred că e obligatoriu să ai cât mai puține întreruperi în activitatea de actor. Mi s-a întâmplat la un moment dat, acum mai mulți ani, sufeream de o boală neclară, dar vreun an jumate de am stat pe bară și când am revenit, mi-a fost foarte greu. Atunci am înțeles ce au zis eu când eram student. Am zapel, a fost bolnav cu niște ani înainte de a muri și tot așa stă vreo 2 ani pe bară. Și mărturisea că mijloacele lui artistice s-au cam terminat. Erau tocite, erau sclerozate. Foarte greu și-a mai revenit. Spre aproape că nu și-a mai revenit, că după aia și-a murit. Nu înțelegeam chestia asta atunci. Credeam că actoria ține așa de un fel de organ care acționează de fiecare dată când îi dai comanda. Nu, e de fapt ca la atleți. Trebuie permanent. Un exercițiu permanent. Da, trebuie să muncești tot timpul. Să muncești, sună prost, dar să fii în acțiune artistică cât mai des ca să funcționezi. Să ai reflexele la zi, să le ai permanent treze. Eu cochetez acum, glumesc, mențin eu. Am norocul că sunt solicitat, că un actor, dacă nu-i solicitat, cântă în baie, joacă în sufragerie, n-ai să facă zărat. Am avut ani de zile problema asta, că mă uitam la actorii de film cu maximă invidie și cu durere în suflet, că ce am eu, ce mai prost sau ce am de nu mai ia nimeni. Eu pe la 45 de ani, nu știu când m-au găsit. O să vorbim și despre asta. Profit de faptul că avem în sală foarte mulți tineri, unii studenți la Facultatea de Teatru, alții încă elevi la Liceul de Artă. Și aș vrea să te întreb,
să-ți pun o întrebare din punctul lor de vedere, cu siguranță. Ești un actor a cărui valoare este recunoscută, fără falsă modestie. Și cu toate acestea, mărturisești că ești permanent nemulțumit de tine, că vrei mai mult, că ți-ai stabilit ștacheta undeva cât mai sus. De ce așa ar trebui să facă orice actor? E puțin mai nuanțabilă treaba asta. Bine, clișeistic sunt așa, dar mi-am propus un standard anume și tind spre el. Dar nu-i doar asta. De fapt, confirmările astea, în urma cărora sunt considerat un actor bun, sunt de care țin de niște conjuncturi. Eu sunt convins că am avut roluri unele mai bune decât astea confirmate, care nu au fost confirmate. Deci ține de conjunctură, ține de cineva care să te iubească într-o zi, să vadă, uite, mi-a plăcut rolul ăla, scrie o cronică, se află de rolul ăla, sau poate e un premiu. Dar sunt roluri care sunt poate la fel de bune, dar nu sunt remarcate, nu sunt băgate în prim plan. De asta zic că suișul ăsta al unui actor ține de o suită de factori, de conjunctură, de factori pozitivi, care te plasează undeva pe o treaptă anume. Dar asta e o chestie destul de relativă, de asta spun, nu ține nici de modestie, ține de realism. Eu sunt un om foarte realist, știu cât fac, câți bani fac, știu când se exagerează în privința mea și, și în sus și în jos. De asta zic că eu știu că pot mai mult decât am făcut în Aferim, care pare un fel de vârf o carieră. Am avut lucruri mai bune decât Aferim. Numai că Aferim e cel mai strălucitor lucru, care nu ține neapărat de mine, ține de o conjunctură, de multe altele. Spuneai la un moment dat, într-un interviu anul trecut, că ai avut norocul, spuneai și adineaori că ți-ai dorit să joci în film și s-a întâmplat mult mai târziu. Ai avut norocul, destinul ți-a oferit în ultimii ani, reușită după reușită, succes după succes, într-un interval foarte scurt de timp și nu știai cum să primești lucrurile astea. Te-ai mai trezit între timp? Ce începusem să spun mai devreme, că în film, pe la 45 de ani, m-au băgat unii și de atunci nu mai mai revenit. Tot țin din film în film. Probabil e ca să recuperez. Există un fel de compensare. Dacă până la 45 de ani n-am făcut nimic, acum trebuie să fac de 2-3 pe an. Zic și eu. Nu știu. Și atunci când lucrez la un personaj... Da, scuze-mă. E o chestie care se întâmplă mai ales în România, probabil și în alte țări. Dar e un fel de modă la actori. Acum eu sunt un fel de actor la modă. Nu-mi place chestia asta. N-am fost la modă, nici nu eram cunoscut. Ba, în studenție... Și erai tot tu, la fel de talentat, la fel de bun? Eram mai tânăr, mai frumos și tot mai în studenție mi-a spus de la regie un student că tu nu o să faci film, că ai ochii albaștri și n-au contrast pe film. Și am rămas cu tara asta, am dus-o în spate, zic, deci eu m-am născut greșit, n-am ochii albaștri, nu merg. Unde te simți tu mai bine? Pe platoul de filmare sau pe scenă în fața spectatorilor? Nu fac o distinție neapărat, pentru că tot actorii ești într-o parte și în alta. Mă simt cel mai bine unde textul... Unde e personajul mai bun? Nu neapărat, nu. E vorba unui text mai bun, unei echipă mai bună, unei regizorii mai lucid și mai talentat. Actorul este un angrenaj dintr-o echipă. Cu cât echipa e mai sus și mai bună și textul e la un nivel mai ridicat, cu atât te vei simți și tu mai bine. Nu sunt genul de actor care își numără replicile sau... Important e ce poți oferi din tine prin acele replici. A, și mai am o chestie care mă obsedează, aproape obsesivă, așa, că să accept roluri care nu seamănă cu ce am mai făcut. Nu-mi place să mă repet, pentru că am jucat de câteva ori personaje asemănătoare, chiar la teatru din Iași. Și la un moment dat mi-a făcut cineva o cronică foarte defavorabilă, dar avea dreptate, pentru că la un moment dat mă pusese în vreo trei piese la rând, eram un senator sau deputat sau un politician.
tată de familie, cu o moralitate zero, adică CV-ul era aproape identic. Și eu jucam într-o perioadă scurtă, cam în 2-3 ani, același tip de personaj. Și cineva mi-a spus, Teo Corban nu mai are mijloace artistice, se repetă, este identic. Și am zis, are dreptate, dar eu sunt prost că accept să joc același tip de personaj. Măcar dacă joc la 10 ani diferență, mai uită lumea. Că nu poți să te faci peste noapte altcineva. Atunci când îți construiești un personaj de film, este fișa acelui personaj pe care noi o facem și în teatru. Este diferit lucrul la un personaj de film față de cel din teatru? Da, din punctul ăsta de vedere, diferența e enormă. În primul rând, că la teatru se repetă o lună, o lună și până la premieră, într-un ritm pe care toată lumea îl cunoaște, și într-o succesiune. Nu prea repezi pe săritele. Da, povestea, să... povestea în teatru final. Începe de la prima secvență, prima scenă, până la... Cronologic. Deci, da. Se repete și pe săritele la începutul repetițiilor. Dar cu cât ne apropiem de premieră, lucrurile merg în cronologie. La film nu. La film lucrurile, din punct de vedere, sunt foarte diferite. Și nici textul nu este stabil, de obicei. Textul se modifică, cei mai mulți regizori lucrează pe text în timpul filmului. Ca să dau un exemplu simpatic, nostru. Nu pentru starea mea de era să fac infart la Porumboiu. Am repetat emisiunea aia TV vreo 2-3 săptămâni. Da, de n-a fost, n-a fost. Și cu o zi înainte de prima zi de filmare, zice la cameră, la hotel, eram, hai, ne întâlnim în cameră și mai repetăm o dată prima secvență. O repetăm, da, ne mai vedem peste oră. Și vine peste oră cu alt text. Ce este? E textul pentru mâine. Dar repetată la de mâine, care era altul. Nu, ăsta, că lăsa mecanizat, nu-mi place. Dar ești nebun. Nu. L-ați mecanizat, prea știți tot. Nu. Am schimbat. Și când ai învățat? Am învățat seara, a doua zi dimineață, înainte de filmare, zice, hai să mai tragem o dată. Tragem? Da, eram sigur, s-a mecanizat. Uitați, ăsta e textul pentru filmare. Și cam așa ne-a ținut la filmări. Deci, la film, lucrurile sunt așa, ca nisipurile mișcătoare. Nu știu niciodată exact ce surpriză. Și Jude ne-a făcut de astea. Mai toți fac. Au rațiunile lor, îi înțeleg. E dificil pentru actor să se adapteze. Tu vii din zona teatrului. Faptul că ești un actor de teatru, în primul rând, te ajută pe platoul de filmare sau dimpotrivă? Părerile sunt împărțite în alte țări. La noi, eu consider că nu avem școală de film, de actorie, așa. De actorie de film. Evident că actorii care fac film în țara noastră, întâi fac teatru. Eu, fiind de formația asta, consider că așa e normal. Nu pun căruța înaintea cailor. Întâi faci teatru, îți experimentezi mijloacele foarte bine. Eu am observat că actorii de film buni de la noi sunt foarte buni actori de teatru. Adică au făcut întâi teatru de bună calitate și apoi au făcut film. În ordine inversă nu prea am cunoscut actori care să dea și oarece performanță. De-aia eu cred că teatru e ABC-ul actorului de film. Dreptate. Ai absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, la clasa unui mare actor de comedie, la clasa lui Dem Rădulescu. Cu ani în urmă, probabil tinerii din sală știu mai puțin cine era Dem Rădulescu ca valoare. Cu ani în urmă circulau o mulțime de povești, probabil unele neadevărate, doar așa de... cu aspect comic. Legende, mituri. Legende, da, așa legende urbane. Despre ce făcea Dem Rădulescu cu voi la cursuri, cum vă preda și mai ales cum vă arăta. Ce ți amintești din vremea studenției despre Dem? Credeam că o să zici o sunavă despre Bibanu. No, Bibanu era foarte se sever. Așa spunea lui Dem Rădulescu, Bibanu. Era porecla foarte cunoscută. Când dădeam eu la examen la institut, circulau tot felul de bancuri despre bancuri. Legende, că ăștia erau niște răi în comisie și auzeam tot felul de povești. Ăștia erau niște căpcăuni, așa erau prezentați. Și una din legende era despre Bibanu, care cum să vadă reacția unui candidat la admitere. A
A intrat într-o sală întunecoasă, a deschis cineva o ușă și pe un catafalc era bibanul întins mort, cu lumânări la cap și i-a zis, acum spune o fabulă, spune o comedie. Asta era o testare. Și m-am crucit, dar am crezut-o, că era mic și prost. Asta era una din legende. Despre ce făcea de Brădărescu la clasă, ce să zic, eu primii 2 ani se întreba lumea de ce am intrat la facultate, pentru că eram prost, prost de tot, eram blocat. Și la ore am râs, 2 ani am râs la Demrădescu. Cum intra în clasă și până și eu râdeam în continuu. Eram... Nu puteam să... Erai spectator. Nu puteam să fac diferența între profesor și imaginea despre actorul de comedie. Cum deschidea gura, el era un izvor nesecat de glume. El, când dădea o indicație foarte serioasă, tot o dea pe comedie. Avea stilul lui de a preda, teoretizarea era mai puțină, el arăta. Îți arăta cum se joacă secvența, cum se dă replica. Arăta și fetelor? Păi vă spun imediat. Feta, celebra scenă din Hamlet, Hamlet cu Ofelia, aia cu du-te la mănăstire. Și Hamlet juca în secvență atunci în scena, era colegul meu, Dan Puric, și cu colega mea, Georgeta Pădurau. Și nu le ieșea, nu-i plăcea, nu dragă, Gigi, dă-te deoparte. Și face-l pe Hamlet cu ea. Nu-i place nici de ea, dă-te deoparte. Și se făcea când Hamlet, când Ofelia. Și juca senzațional. Adică era foarte adevărat, numai că era de râs. Și după ce ne juca scena, tot timpul făcea așa. Hai, Gigi, acum joacă tu. Și eu am pe jos. Și nu înțelegeam nimic. În sfârșitul anului 2, a venit la clasa la noi asistent Gelu Colceac, care m-a scuturat bine, mi-am revenit și după aia am înțeles eu că, băi, ia de la bimbanul ce-i de bat. Nu mai sta și tu, te hlizi, că nu o să faci nimic. Era un monument de... Era un fluviu de energie și de talent, de umor. Eu așa umor n-am văzut la nimeni niciodată. Și vă spun, ca să înțelegeți cât umor avea, este că toate filmele lui, dacă e 10% din ce putea el să facă. Restul de 90% făcea la clasă. Înainte să intri la facultate, ai făcut pregătire cu un alt mare actor. Iată, ai fost un norocos. Ai avut mentori, 2 mari actori de teatru și film, care acum sunt pagini din istoria teatrului și filmului românesc. L-ai avut ca meditator, să spunem, pe Petrică Gheorghiu. Ce ai învățat de la Petrică Gheorghiu? Petrică a pregătit generații întregi de viitori studenți la Facultatea de Teatru. Bine, norocul cu Petrică Gheorghiu a constat în faptul că eu l-am căutat. Adică norocul se mai și caută, dacă stai și aștepți. Am picat de 2 ori la București, la admitere, tot timpul, pe sub linie, primul, al doilea. Adică mă zgândarea, domnule, deci ceva am dacă pic de acolo așa, de aproape la buză. Și mi-a zis, mai dau o dată și gata. Și mă duc la Petrică Gheorghiu, care cine pregătea cu ăla, era ca și făcut. Nu toți, dar... Și cu Petrică Gheorghiu m-am pregătit o lună și ceva, pentru că nu aveam bani. Sunt din familie de proletari și bani nu aveam. Am stat și cât am avut la București. El era un om, în afară de mare profesor de teatru, el era un om foarte generos. Și am înțeles că sunt un amărât. Mi-a luat foarte puțin bani, mi-a dat de mâncare. Mă rog, m-a ajutat mult în sensul ăsta. Plus că era și din ea și era o chestie de sentimentalism, așa, de compatriot. Într-o lună jumătate am învățat practic esența meseriei. Ca să zic, individual pescă. Cu el, că știu că avea grup. El făcea pe grupuri, dar care îi plăcea, cum a fost cazul meu, i-a adunat pe toți și lucra numai cu mine 2 ore. Și după aia spunea, vedeți? Așa să faceți acasă. Am fost privilegiat. M-a plăcut foarte tare. După aia s-a supărat foarte tare că m-am mai dus. El lucra 4-5 luni, cel puțin. Nu mi-am permis, n-am mai stat la pregătire. Dar luna jumate i-am luat chintesența a ceea ce stă la baza actoriei. Ce e important în actorie. Să fii firesc, să fii natural, să... modul de a gândi, pentru că eu până la el eram ca un fel de difuzor. Repetam tonurile care mi se dădeau de la alți profesori pregătitori. Fără să treacă prin filtrul meu personal.
Într-o lună jumătate am înțeles lucrul ăsta. Și am intrat în anul ăla, practic, cu același repertoriu cu care picasem de anul ăla. Că am fost și încăpățânat. Am zis, eu tot pe ăsta îl fac, dar îl fac în lumina dată de Perică Gherghiu. Da. Aș fi fost supărat, că i-am trimis de bucurie, i-am trimis o vedere de la mare, că am intrat. Mulțumesc! Și m-a cărăit ani de zile, nesimțitule. Atât ai spus profesorul tău, am intrat de la mare, ce să spun? La facultate te orienta Demrădulescu spre personaje de comedie sau spre dramă? Nu, Demrădulescu respecta o programă care exista și atunci în facultate. Aveam în fiecare an bine gândite autori diversi. Pe care trebuia obligatoriu să îi parcurgi. Da, aveam Shakespeare, aveam... Da. Spunea, ăștia triștii, mă duceți să vin pe la Olga. Olga avea clasa alături de noi. Mai merge, ei cu lumânări, cu Dostoievski, ei bine. Da, eu vă dau pâine albă pe comedie. Oricum, examenele, în general, erau reușite la Demrădulescu, cel puțin la clasa mea. În alți, cu alți ani, au mai fost comentarii. Dar se știa, excela în comedie, cel puțin examenele de Caragiale, era show, veneau toate clasele, nu știu cum e acum, dar înainte la un examen, veneau studenții de la alte clase, profesorii oricum erau obligați și practic era un spectacol în care venea toată facultatea. Dar înghesuială și rupere și dat cu coatele să prinzi un loc, era la astea de Caragiale, făcute de Bibanu, pentru că acolo el își dădea toată măsura talentului. Și ieșeau foarte bine. Și după atâția ani de activitate, ce-ți place ție să joci și mai mult? Dramă sau comedie sau n-are important? Da. Este clar. Deci, indiferent ce este, principal e să fie un personaj cu carne, da? În general îmi place să combin lucrurile într-un rol tragic, să zicem. Mi-ar plăcea și totdeauna fac pe dracu în patru să găsesc lucruri comice. Și invers. Pentru că asta am învățat și de la Demrădulescu și de la Perică Gherghiu și de la toți mari artiști pe care am studiat. Viața este amestecată cu de toate. Dacă joci o tragedie, evident că proporția mai mare e de tragedie, dar sunt și lucruri anormale. Comice. Eu sunt un om care am dezvoltat un simț al ridicolului și al detaliului foarte mult, probabil datorită profesiei. Sunt un om care sunt capabil să plâng la o mormântare, dar să și râd. Când văd faze penibile la o mormântare, n-am cum să mă amuz. Și cred în lucrurile astea care se combină în viață. Adică îmi doar viața așa cum e. Și în momentele comice sunt drame. Și în momentele comice sunt... Da. Și asta am învățat, că totdeauna trebuie să cauți lucrurile care sunt în matca lor. Să nu intervii, să nu le separi tu. Pot să dau un exemplu, că Bibanu dădea foarte multe pilde. Eu aveam un caiet până în anul 2, l-am pierdut, mi s-a furat. Dădea multe pilde. Și spunea, dragă, uite cum e cu Făt Frumos. Era într-un context. Făt Frumos e un băiat vașnic, așa, un... apare balaurul, taie un cap, taie al doilea, taie al treilea și după aia reșină, dragă. Zice, că își dă seama ce grozăvie a trecut. Ce putea să-i se întâmple. Și totdeauna găsea o răsturnare a situației. Și, mă rog, încheia lui comică, dar asta, când am probleme la un rom, mă gândesc la unele sfaturi de ale lui și îmi dau seama că găsesc o soluție să ies din impas. În ceea ce privește filmul, este o descoperire a regizorului Corneliu Porumboiu. Unde, când și cum s-a întâmplat asta? Ăsta a fost un noroc și al meu și al lui Ion Sabdaru, noi doi actori moldoveni, că a apărut un regizor moldovean să fac un film cu moldoveni despre moldoveni. Pentru că, probabil știți, și acum, dar mai ales acum 10-15 ani, floarea actorimii românești și găștile în film și în teatru erau doar la București. Deci, din provincie nu venea nimeni să te caute, să vadă dacă ești bun sau rău. Sau mergeam la castinguri, dar eram actor de castinguri și atât, nu vedeam probleme. Și Corneliu Porumboiu, vrând să facă un film cât mai realist,
cine știe povestea filmului a fost sau nu a fost, vă dați seama că nu putea aduce actori de marcă din București și care să vorbească moldovenești. În afară de voi doi era Mircea Andreescu de la Brașov. Care și el e moldoven. E de gura humorului să cum zonea, Câmpul Lung, nu știu. Și a venit la Iași, la un regizor, Alex Condorache, regizor de film, pe care el îl pregătise pentru film și a întrebat, mă, ce actorii recomanzi tu, cam de vârsta aia? Și el ne-a recomandat pe noi. A venit, ne-am cunoscut pe un hol la teatru, a stat puțin de vorbă cu noi, ne-a scanat așa. Da, după aia a făcut un scurt metraj, Călătorie la oraș, în care i-am avut un rolișor, eu n-am avut mai mult. După care a venit la... Eram în deplasare la Vaslui, la Festivalul Umorului la Vaslui, cu o pesuță și și-a călcat pe inimă, și-a călcat pe inimă Porumboius, a venit să vadă spectacol. El care detesta teatrul sub orice formă. Ulterior am înțeles că a venit ca să mă vadă ce fel de actor sunt. După aia a făcut mișto de mine, a zis, da, piesa, da, ești ok, da. După aia mi-a dat telefon după niște luni, că mi-a dat un rol principal. Eram la volan, era simt într-un stâlp, am pus frâmul. Eu rol, film? Nu cred. Dar, repet, a fost șansa că a fost un regizor atipic, ciudat și sării de pe fix, că a căutat în provincie actori. El a deschis drumul, după aia a început și Mungiu să facă asta și după aia a început și șase regizori să umble prin provincie, să caute actori, că sunt, slavă Domnului, actori în toată țara. De descoperit. Nu s-au născut toți la București, sau, cum să spun, cu moldovenii sunt majoritari actori în București, aia bun. La ce crești moldovenii? Aia de București, păi Marius Manole și alții, cum, sunt actori din Moldova. Da, termina la Iași. Da. Și cu filmul A fost sau nu a fost, ați fost în 2006 la festivalul de la Cannes. Cum a fost pentru prima dată când ai pășit pe acel covor roșu? Unde... E, am să demitizez acum un lucru. N-a fost pe covorul roșu la Cannes, era covor albastru. Pentru că nu era la secțiunea principală. Cannes are trei secțiuni. Secțiunea mare, care nu știu cum se cheamă, aia principală, în care vin și filmele americane și toate producțiile mari. După aia este Sertene Regard și încă o secțiune mai este, nu scapă. Noi am fost la una din secțiuni, că probabil era Sertene Regard. Asta a fost și în 2015, a doua oară, Sertene Regard. Da, da. La secțiunea principală, deocamdată, românii n-au penetrat decât cu Mungiu, care a și luat Pandor. Și cum te-ai simțit? 2006. M-am simțit ca un pasarabean la New York. Eu s-a dat, fac... Eram niște băieți cu paporniță, căzduți din lună, nu știam limba franceză, nu știam să cerem o apă, măcar. Și râdeam unul de altul, ca prostii, uite-mă, noi la carnia, uite. Am intrat, da, au fost două proiecții, una, așa e regula, una era pentru mass media, pentru jurnaliști, critici, și s-a lăsat cu aplauze la final, lucru rar la Cannes, se aplaude criticimea, jurnalimea, nu practică chestia asta, s-a lăsat cu aplauze. La a doua proiecție, cu publicul, floarea cinefililor de acolo, cu ovații în picioare, e și o regie. Pe locurile unde ești, sunt centrate niște reflectoare și la final se pune lumina pe protagoniști, regizor, mă rog, echipa care era. Și ne-am simțit așa, băgați în seamă, ne-am cam pierdut puțin. Și s-a aplaudat mult. Deja eram beat, nu mai știu cât de mult. Poate s-a aplaudat un minut, poate 10, nu știu. Dar era epoca că și lumea era veselă. Și după cât am mai stat vreo două zile în Cannes, ne primam pe croazetă și lumea se uita la noi și ne saluta și vrea autografe și zic, eu te țărănești. Mai... Știu că făceați glume între voi să vină Brad Pitt cu Angelina să vă gândească. Le doream și un autograf. Mai ales ei. Mai ales ei, da. Și în 2015 ai fost cu... Cu ce film ai fost în 2015? Mai dați mai jos. Jos. Cum a fost atunci? Deja erai obișnuit cu festivalul de la Cannes.
Da. Erai de acasă. Așa, la un hotel de lux. Filmul nu mai era o comedie. Filmul oricum a stârnit reacții foarte mari. Juriul s-a împărțit, eu spun așa, din ce am auzit, din comentariile la negru. Juriul s-a împărțit în două. Unii ar fi vrut să-i dea un premiu sau mai multe, să-l bage în seamă mai mult, alții s-au pus că aveau alte preferințe. În general, cum spuneam de la început, ține foarte mult de conjunctură, ține de dacă îi place unia sau nu. Filmul a plăcut foarte mult, a avut curioși foarte bune. Da. Și este un personaj controversat, cel pe care îl interpretezi tu. Nu știu dacă ați văzut filmul. Poți să povestești, chiar este un personaj controversat, adică... Povestesc, da. Întâi să încep cu altceva. Mi-am amintit, de fapt, ce era strană pentru mine, că am avut multe ședințe de Q&A. Am dat interviuri foarte multe. Și acum mi-am amintit, eu veneam după Berlin, unde deja eram foarte cunoscut jurnaliștilor, că eram chiar băgat în seamă. Aferim, da? După Aferim, da. Și acolo tot așa, am dat multe interviuri, lumea mă cunoștea, lumea cinefilă, oamenii de film în speță. Și aveau așteptări, că au venit mulți să vadă filmul pentru că jucam eu. Deja mă simțeam, cine sunt eu în fața mea. Și, repet, filmul a avut cronici foarte bune, numai că n-a intrat în clasament. Povestește despre personajul pe care îl joci. Este chiar, de factură umană, este un personaj controversat. E un film psihologic, nu e un film, e un film de nișă, cum se zice, tehnic, adică nu e pentru masele largi. E un film cu o poveste ciudată, e o felie de viață ciudată. E o analiză a societății văzută dintr-un unghi mai special. Personajul... Dintr-un unghi neobișnuit. Da, personajul meu, un om de... condiție medie, să spun așa, trăitor într-un apartament, într-un bloc, aude la un moment dat, coborând scările, aude gălăgie la o ușă, la un vecin, la un alt etaj. Reîntorcându-se cu câine la plimbare, aude izbituri, urlete, se întâmplă ceva destul de grav. Când se trage la servici, vede doliu la ușa aia. Și după aia află, vine și poliția, îl anchetează și pe el, dacă știe ceva ce s-a întâmplat în bloc. A, mi-a scăpat un detaliu. La un moment dat, prima dată din apartamentul ăla a ieșit un alt vecin, care nu stătea acolo. Deci a realizat că la doamna de la apartamentul respectiv venea un domn de la alt etaj. Deci era o chestie de concubinaș. După aia a văzut doliu. Și am înțeles că s-a întâmplat ceva grav și el, practic, indirect, era un fel de martor. Achetat fiind și el de poliție ca toți locatarii, a negat că ar ști ceva. Tocmai ca să nu-și complice existența, exact cum facem noi românii în general. De ce să te bagi în ceva care nici nu stăpânește exact adevărul și vei crea probleme familiei, copilului... Practic, prefer să stai deoparte. A avut o atitudine pasivă. Despre lucrul ăsta s-a vorbit mult la festival, pentru că cei din vest nu înțelegeau chestia asta. Pentru ei era un fel de SF. Cum adică omul să nu se implice? Nu înțelegeau. Cum adică? Dar de ce? Pentru mulți era o chestie... Filmul e greșit. Scenariul ăsta în picioare. Și nu știu că, dar nouă ni se părea foarte normal. Eu eram foarte sigur pe mine. Păi, dar se poate reacționa și așa. La noi se reacționează așa. Nu putem crede. Ba da. Deci, până la urmă, era o chestie de dezbatere socială. Dacă nu e treaba mea, nu mă bag cu amestec. Poate să se întâmple orice, eu îmi văd de viața mea. Tragem o plumbă, exact, nu știm, exact, nu interesează. Exact. Tu cum ai acceptat mentalitatea acestui personaj? Pentru că face parte și din mine. Pentru că și eu, bine, nu am asistat la crimă, dar și eu am reacționat pasiv în multe situații în viața asta. Și cred că noi toți. Chiar dacă e ceva românesc? Nu știu, cred că ține de Estul Europei, de istoria noastră, de genă deja. Nu-mi dau seama. N-aș vrea să fac o exegeză acum despre asta. Și la Berlin cu Aferin, cum a fost? Acolo deja e din film, aproape 95% ești numai tu. Și 5% calul. Să vorbim și despre el.
Filmul pentru mine a fost o surpriză. Eu am văzut filmul ăsta legat, montat, aranjat cu totul, l-am văzut la Berlin. Eu nu văzusem nimic din film. Eu aveam o părere proastă despre film, când îl filmam pe el. Și a acceptat destul de târziu personajul. Nu am fost într-o relație foarte bună cu domnul Zude. Filmul era greu, nervii erau întinși la maxim, solicitările erau enorme, era pe viață și moarte multe lucruri din filmul ăla. Eram la o vârstă când țineam mai mult la pielea mea decât la pielea personajului și apăreau probleme. La 57 de ani am învățat să călăresc, mă rog, nu performant, dar să călăresc pe munți, pe văgăuni și pe piscuri și pe mlaștini, nu e de acolo. Fără dublaj, fără cascador. Aproape tot timpul aveam un cascador îmbrăcat, machiat, identic cu mine, care n-au care niciodată pe casă. Era nebunit. Ce dracu mă îmbrac ăștia în fiecare zi? Era machiajul complicat pentru el. Atunci când ai luat premiul Gobo, când ți s-a amânat omulețul, ai urcat pe scenă, ai mulțumit și așa se obișnuiește să ai un discurs de mulțumire. Și tu, cu umorul caracteristic, ai mulțumit calului pe care l-ai avut ca partener aproape tot filmul, nu știu dacă stai fără cal, în scena în care sunteți la cârciumă într-o seară. Și cu prostituata, sunt fără cal. Da. Unde dai lecții? Era de păcoți. ai mulțumit calului și ai spus că ai învățat foarte multe de la acel cal. Te-a ajutat foarte mult. Concret, cum te ajuta calul? Mulțumirea, acolo erau și niște ironii, niște săgeți din partea mea, să devalez parțial din ele. Pe mine mă amuză și mă intrigă și mă irită mulțumirile astea, că începe cu pomeni, cu mulțumesc mame, mulțumesc tatăl, mulțumesc zeilor și Dumnezeilor, mă plictisesc. Și, practic, era o ironie la tipul ăsta de laudațiu. Doi la mână, am ținut să laud cai decât anumiți oameni. Și trei la mână, pe bune am laudat, doi cai am avut. Unul am murit. Ce relație ai avut cu el? Da. De prietenie și pace. Primul cal, de fapt, ambii cai erau foarte în vârstă. Erau peste 20 de ani. Erau vedete de film, să înțeleg. Da, da. Ei lucraseră mult la Buftea pentru filmele americane, care se făceau la noi. Că știți, vorba celebră era adevărată. Ei cu actorii, noi cu cai. Și mi-au dat cai bătrâni, pentru că aia să mai potoliți. Erau rămăsari, necastrați. Poți să-mi dai mie care la 5-7 de ani să călăresc un Mustang, că îmi rup iutul din prima și mai faci film cu cine. Și l-am avut pe Azimir, cu care am și repetat vreo lună înainte de filmări. Mergeam la plăci la hipodrom și călăream cu el. Și acolo mi-a făcut primele probleme. În primul rând, la trap obosea și refuza să mă mai țin în spate. Abia mă mai țineam, da. Și gâfâia foarte greu. Și într-o zi i-am spus îngrijitorului, proprietarului, domnule, calul ăsta are o problemă. Eu sunt oromac, dar calul are o problemă. Am uitat să-i fac injecția. Dar eu fac și o să fie bine. De ce injecție? E ca traviata, e bolnav de plămâni. Și ce face? Bine, de asta horcă. Ce mai face spume? Și zic, și cum facem cu el? Lasă că duce filmul ăsta, e tare, să vezi tu ce... Era o rasă extraordinară, spaniolă, foarte frumos și foarte bun calul. Am dus primele 3 zile de filmare cu el. Au fost foarte grele primele zile, că am călărit cu tot cu Toma Cuzin pe cal. Deci era sarcina foarte mare pentru cal. Prin niște văgăuni, prin pâraie, trebuia să urcăm pe povârnișul. Nu se mai ținea. La mână, după câteva ore de călărit, îi tremurau picioarele și aproape să cadă. Și, practic, într-una din zile a căzut calul. Toma Cuzin s-a aruncat de pe cal și eu m-am desprins în ultimul moment, să nu mă prindă sub el. Și am spus, în momentul ăsta pe calul ăsta nu mai Zude s-a enervat, că a zis că, vezi, nu știi să călărești, ești așa și pe dincolo. Și i-a zis, să urce tovarășul cascador, că tot e aici. Ia urcă mal, să-i arăți ăsta cu mine. S-a urcat și l-a dat jos pe
cascada, căzut, picioare creștine. Și a spus, nu, calul ăsta nu va mai filma. Calul ăsta e caput. Și au făcut comandă de un alt cal, asemănător, asemenea cu ăsta, să-l dubleze. A doua zi a venit un alt cal. Când a văzut Azimir pe celălalt cal că îl ia la filmare și el rămâne legat, s-a zbătut toată ziua până s-a încurcat chingile la picioare din spate, a căzut și și-a dezlocat un șold și a rupt piciorul. Da. Și i-a făcut o injecție și a murit. Și ai continuat filmul cu cel de-al doilea? Da. Și ăsta avea, Azimir avea 25, ăsta avea 22. Un cal excepțional. Avea un caracter, adică comuniunea asta, un cal e reală. De la Azimir nu reușise să învăț foarte mult, că era prea agitat, prea nervos. Era deja bolnav. Asta, cu ăsta am făcut galopuri, prima dată. Pentru că eu până atunci nu făcusem și eu trebuia să galopez mult în film. Și cu ăsta am făcut câteva galopuri. Și se mi-a dat, cum faci acum? Zic, ia-l cal. Știe el. Prima dată când m-am urcat spre locul de filmare, eram în munții Dobrogei, pe un platouaș și după aia începea povărnișul să urcăm pe niște piscuri unde aveam de filmat. Și mi-a zis cineva, vezi că sunt vreo 3 km, nu de urcat. Urcă-te pe el să te obișnuiești. Zic, mă, dar e prima dată. Păi, dar tot trebuie să urci, să călărești sus. Ok, mă urc. M-am ascultat la comenzi, ok. La un moment dat, era un fir de apă așa, un fir mic, băriaș, bine. Și voi pensa că se pintește și sare 2 metri, abia m-am ținut. M-am dat jos, mă duc la ce cu calul ăsta, e nebun. De ce a făcut? A sărit peste părul. A, de el e campion la sărituri. Și voi îmi dați mie cal de campion la sărituri, că eu abia mă țin pe mine. Și mai atingeam, caii au tot felul de locuri unde când sunt dresați, știu punctele. Apeși pe tasta C, face aia, apeși pe coasta aia, face asta. Era ca un BMW, ultima generație. Unii atingeam ceva, începea să funcționeze ceva greșit. Zic, băi, ce face asta? Dar nu mai atingea aiurea, că tu nu știi ce e calul ăsta. Încet, încet, m-am adaptat foarte bine și chiar m-am despățit greu de el. V-ați adică, împrietenit? Da, dar îi dădeam morcovi, îi dădeam mere, îi dădeam zahăr, totdeauna la... Nu că făcea lucruri extraordinare, că nu știam eu să fac cu el lucruri ca mari. Ca recompensă. Da, dar era și neîmprietenire și așa, de se menține o stare plăcută. Se plictisea. Ca ei se plictisesc foarte repede. Adică el mai mult de 3 duble nu îl suportă. Prima o face cu greu, de obicei când era un traseu greu, prin Laștine sau pe undeva, iniția traseul cascadorul. Ca ei sunt foarte ficoși. Și atunci, printr-un loc periculos, cascadorul știa să-l strulească, să-l ducă. Și după aia veneam eu a doua, a treia oară, deci două duble făceam ok. Și după aia nu mai vrea. Și iar judea nebunea. Ce faci? Nu mai, dacă s-a plictisit calul. Nu se plictisească calul. Calul se plictisește duble. Nu face ca actorul 20 de duble, cum vrei tu. Face două. Păi și el, e cu minte. M-am despărțit foarte greu de el. Un cal extraordinar. Adică, prietenia asta între animalul numit cal și animalul numit om, este real. Am simțit-o pe piele mea. Să înțeleg că, de fapt, ție îți plac animalele, pentru că în filmul Un etaj mai jos, propriul tău câine l-ai transformat în vedetă de cinema. Jerry, ce-a făcut la filmare? Cum te asculta? Pe tine, regizorul, ce făcea? Jerry ascultă pe oricine, că e un labrador foarte inteligent. Radu Muntean vrea proprietarul ăsta, personajul meu, să aibă un câine. Adică e genul de familie middle class, au un serviciu stabil, totul e în regulă și practic trebuia apanajul ăsta. De-aia nu vrea să stulbure el liniștea familială. Și o familie de asta, de genul ăsta, are întotdeauna și un câine, pentru că copilul vrea un cățel pe care probabil vor crește părinții. Copilul după aceea se duce pe laptop, pe altceva, nu-l mai interesează câine. Și vrea inițial un caniș sau nu caniș, ceva de genul ăsta. A făcut câine mai mic de apartament, probabil. Ce era la modă, la unde, de la lățos cu urechi lăsate. Nu, mai mare. Și a făcut casting cu câțiva, a dus de la dresori și băi, erau neastâmpărați. Rasa era total neastâmpărată, nu putea să-i țină nimeni. Și am zis, eu cu ăsta nu mă ascultă niciodată. Ce câine ai tu acasă? Labrador, adul. Și după aia a dus și cel mai mare dresor din București.
Și a zis, îl aducem aici, e scump, dar trebuie să-l aducem. De ce? Pentru că asta trebuie să meargă pe scară, la secvența importantă, trebuie să te urmărească pe tine, se duce sus, după aia să vină înapoi, adică e complicat să asculte. Dar asta o face genisim, tot e de aici când o face. A venit dresorul, a făcut câteva teste, a zis, bravo, e băiat deștept, are toate țiglile pe casă, cățelul ăsta, de mâine lucrăm. Și mâine n-a mai venit dresorul, că și te-a rupt piciorul. Și până acum a făcut filmul pe spezele mele. Ce dresorul? Îmi spun eu, că Jerry ascultă orice. Și a făcut, a fost foarte bine. Hai să vorbim și despre tine la filmare. Cum arată o zi plină? Hai să începem cu machiajul. La ce oră începe filmarea și la ce oră o termin? De câte ori tragi dublele? Când înveți replicile? De câte ori ți se schimbă replicile? O zi de filmare începem de obicei, în afară de filmările de noapte, începem întotdeauna foarte de dimineață. Eu sunt un ursus dimineața. Mă trezesc acasă târziu, mă rog, după 9, general, dacă aș putea. Filmările începe la 7-8 și ca să ajungi la filmare trebuie să te duci, mai ales în traficul de București, că filmele majoritatea acolo se fac, trebuie să-i scol la 5, ceea ce mă omoară. Și să ajungi la filmare, mai bei o cafea, mai mănânci ceva și după aia te ia, așa, pe adormită, ca pe o cocă de aia care încă doarme pe aia, mă îmbracă, mă machiază, nu știu ce-i cu mine. După aia începe regizorul să țipe la mine și atunci mă trezesc și zic, azi, la filmare, orice. Dar îmi place, adică la un moment dat îți intri în ritm. La serial, mai ales la televiziune, este mult mai solicitant, pentru că acolo textul este în fiecare zi nou. Adică nu ți se dă, sau dacă ți s-ar da cu o lună înainte un text, n-ai când să-l înveți. N-ai când, sau ce, mă vezi cu o lună înainte, l-am și uitat până. Deci textul vine tot timpul proaspăt, vine cu o zi, două înainte. Și îl învăți dormind, mâncând, vorbind cu alții, îl învăț printre picățele. Când mă duce la filmare, vorbește șoferul cu mine, eu vorbesc acolo singur textul. Dar, la un moment dat, îți creezi mijloacele, îți creezi niște abilități pe care nu știi că le ai. Și atunci când lucrezi la film, ești preocupat de ceva în mod special? Te documentezi? În funcție de complexitatea de rolului, a filmului. Bine, și atunci am să te întreb despre personajul pe care l-ai avut în 6,9 pe scara Richter. Este vorba despre o comedie muzicală, destul de reușită, pe care eu am avut îndrăzneala să o compar cu La La Land. Este în regia lui Nae Karanfil, Nae a compus și muzica, dacă bine am înțeles. Acolo ești un personaj, ai un personaj comic, diferit de toate celelalte pe care le-ai interpretat. Ești un cuceritor, puțin mai în vârstă, pasionat de fete tinere. Te-ai documentat în mod special pentru personajul acesta? Nu, m-am documentat ce fac aviatorii în timpul liber, pentru că personajul meu era aviator la bază. Asta cu fetele tinere nu trebuie studiat, de ce? Și cum ai acceptat personajul? Faci foarte bine. Păi, m-a chemat la casting Nae Karanfil. Căutat de mult genul ăsta de personaj, un actor de vârsta asta, un bărbat mai târziu, care să joace un afemeiat. Am dat probă și îi lucea ochii, așa, stărit în sus, bătea cu mâinile pe genunchi, ce ai? E bine, e bine, tu o să fii, gata, gata, am găsit. Și era bucuros. Făcea de mult casting pentru asta. Mie mi-a plăcut scenariul, în primul rând, pentru că era cu totul altceva decât jucasem eu. Doi la mână, nu lucrasem niciodată cu Nae Karanfil și îmi doream experiența asta. Și datorită faptului că el nu face parte din generația celor regizorilor care fac în filme de-astea minimaliste, cum se numesc ele așa, în general. Nu era din noul val, el era puțin înaintea valului ăsta nou. Și îmi doream să joc într-un gen de film de-asta de ficțiune, un film de autor. Cam săturasem de personaje care se duc din sufragerie în bucătărie, din bucătărie la serviciu și înapoi iar mănâncă supă și de-astea. Asta nu înseamnă că alea nu au valoarea lor, dar
Era o ieșire, era o altceva, o altă experiență și mi-am dorit-o și m-am bucurat că am jucat. N-a fost ușor de făcut filmul ăsta, pentru că erau foarte, foarte mulți actori, au fost scene complicate, alea de cutremur, au fost complicate. Și bucățile muzicale sunt destul de complicate. Din nefericire, eu n-am cântat. Eu m-am rugat, fă-mi și mie un somn, dar tu n-ai treabă, nu, tu nu trebuie să cânti. Zic, dar mie îmi place să cânt, lasă-mă, să-mi arăt talentele. Putea să-ți spună un cântecer în momentul în care o răjești pe tânăra ta parteneră? Eu nu consideră filmul film muzical. E doar... sunt niște secvențe în care acțiunea filmului e despre niște actori, despre niște actori care sunt la un teatru muzical și își cântă rolurile. Dar nu e, relația nu e ca în filmul muzical clasic, când actorii, în loc să-și vorbească, își cântă unul altul. Deci nu e muzical. E cu scene din musical. Și oricum era o ironie, pentru că acei actori și acel spectacol din film era luat la mișto. Adică despre cât de prost se lucrează într-un teatru oarecare, de provincie. Sunt niște secvențe extrem de comice, da? Alea sunt făcute special să ironizeze ce se întâmplă în teatrele prăfuite, amărâte. Și el făcând parte dintre regizorii, în general, regizorii de film nu iubesc teatru, majoritatea. Mi se pare o artă perimată, desuetă, nu e conformă realității. Atunci hai să ne întoarcem la teatru. Să vorbim și despre personajele tale din teatru. În cele peste 50 de spectacole în care ai jucat, cu siguranță sunt câteva personaje care ți-au rămas... Scuze-mă, sună pe un necrolog. A jucat 50 de spectacole. A făcut atât. Peste 50 de... Care dintre personaje ți-au rămas mai aproape de suflet? Răspuns clișeu. Toate. Toate sunt copiii mei, pentru toate am muncit. Nu pot să fac separare neapărat. Alea în care am putut să folosesc mai multe mijloace sau m-au supus... Bine, mai hai mult. Să vorbim despre să zic, poate Il, să mai interesant. Il, pe care l-ai făcut în Vizita Bătrânei Doamne. Este o piesă cunoscută și pentru noi, s-a montat și la Galați. Tu ai jucat pe Il. Acolo a fost o reîntâlnire cu regizorul Claudiu Goga, pe care îl respect foarte mult. Și... Ne-am jucat în Rinoceri. Și în Rinoceri și vreo 5 sau 6 spectacole am jucat la noi. De curând. Mă refeream la ce ai redat. Și a fost o colaborare fructuoasă. Un gen de regizor care mie îmi convine foarte mult. E foarte chițibușar, desface relațiile între personaje, lămurește tot, nu lasă pete albe, lasă că astea o să ne vină sau nu o să ne vină. Nu e nimic la voia întâmplării. E foarte analitic, aproape matematic. Și seamănă puțin cu modul meu de a lucra pe personaje. Eu sunt destul de tipicar, așa. Lucrez pe detalii, pe amănunte, desfac cât pot, cât înțeleg eu. Și rolul ăsta mi-a dat posibilitatea să lucrez mult. E un rol foarte greu, complicat și mai mult și peste toate astea e plin de umor negru piesa și e iubirea mea omorul negru. Adică aș vede numai despre morți tot timpul, numai despre lucruri de astea negre. Da, îmi place. Există genul ăsta de umor și îmi place. Că de obicei lumea se sfiește că, vai, despre asta nu se râde. Dar de ce? E liber. Râsul e liber. Trebuie să fie liber. Și textul mi-a plăcut, regizorul mi-a plăcut și personajul era o provocare. Și în Rinoceri? Și în Rinoceri. Rinoceri n-a ieșit spectacolul pe care ne l-am dorit, ca să fiu sincer. A ieșit parțial excelent, parțial parcă ieșit acela. Și ce te nemulțumești acolo? El s-a jucat foarte puțin, în primul rând, din cauza unui actor care s-a îmbolnăvit, ulterior a și dispărut de noi. Și a avut o soartă mai nefericită spectacolul. Dar nu se legau niște lucruri de acolo. Adică partea a doua a spectacolului nu era egală cu prima care era mai sus. Eu zic că un pic și finalul avea oarece probleme. Da.
cu Claudiu Goga, să înțeleg că ai o relație specială. Mai ai și alți regizori cu care îți place în mod special să lucrezi? De teatru mă refer. Deocamdată e Claudiu Goga. Ai lucrat cu foarte mulți regizori. Am să dau din casă. Nu prea lucrez. Adică nu lucrez cu regizori angajați din teatrul meu, din mai multe motive. Lucrez cu regizori invitați și din cei invitați, cum e Claudiu Goga, este primul pe lista mea. Și cel mai recent cu care am colaborat de-aia. Mai sunt și alții, cu siguranță, dar cu el cred că am avut cele mai mari, cele mai buni spectacole. Este ceva ce te nemulțumește în teatrul românesc, în modul în care se montează spectacole sau știu eu, cum se lucrează la ele? Cât sau... stăm, cât mai avem, cât, că e mult de vorbit. Mă nemulțumesc foarte multe lucruri. Cu ce să începem? Zi trei dintre ele. Ce să zic? Uite, de pildă un lucru cum e gala asta. Nu e vina galei acesteia. Am fost de curând la Oradea la Festivalul de Teatru Scurt. Am fost și în juriu. Și am discutat aceeași chichiță. Numai ca pe vremea mea, când mergi la un festival și te întâlnești cu colegii tăi din alt oraș, din alt teatru, să stai pe toată perioada festivalului. Să vezi toate spectacole, să vezi unde au ajuns ei cu căutările, cu stilul, cu stilistica, cu tot ce înseamnă. Să te împrietenești, să-i cunoști pe cei din celelalte să teatre. Să te împrietenezi la ce se întâmplă în jurul tău azi, acum, aici. Eu nu știu ce se întâmplă la Oradea, nu știu la Baia Mare, la Brașov, decât din auzite. Topurile pe care le fac criticii, despre care am mari rezerve mulți din ei, de multe ori sunt mincinoase sau nu le înțeleg. Dacă eu n-am văzut un spectacol... Da, eu nu pot să cred într-o ierarhie făcută de cineva dacă eu cu ochii mei n-am văzut nimic. De-aia, lipsa asta de a ne vedea, de a ne cunoaște, de a sta la o întâlnire, după aia, la o bere, la ceva, să ne cunoaște și în afara, după culise. Asta lipsește mult. Și asta se simte în teatrul românesc. Că suntem ca niște mici chibuțuri care nu avem contact unii cu alții. Toți ne credem Dumnezeu în chibuțul nostru și aia sunt niște nenorociți. Dar noi nu jongționăm. Și asta e o treabă care nu face bine teatrului românesc în general. Deci asta e una din probleme. Nu e principala, dar e una. Ai vreun sfat pe care l-ai da unui tânăr actor? Mă refer în primul rând la faptul că ești tată de actriță. Ai doi copii, Tudor nu a făcut teatru, în schimb Ioana s-a îndreptat spre teatru. Sunt atâția tineri în sală. Ce le-ai spune? Dacă le schimbă era să lasă de teatru. Să înțeleg că ai încercat să oprești pe Ioana să facă meseria asta. Bineînțeles. Dar nu, n-ai reușit. Că poți să lasă ca mine. Eu am pregătit ani de zile, din anii 90 până anii 2000, am tot pregătit pentru admitere la facultate și mă vroiam, sau aproape că eram un fel de urmaș al lui Perică Gheorghiu. Pe baza metodei lui și pe baza experienței mele acumulate, îndrăzneam să mă cred un pedagog destul de bun. Mai ales că eram solicitat de mulți clienți, ca să zic așa, și procentul de promovabilitate era mare. Încet, încet, de prin anii 2000 și ceva, am început să nu mai cred în treaba asta, pentru că am început să apară prea multe facultăți. Nu mai era greu de intrat la facultate. Eu am și fost la facultate din Iași, la secția Păpuș, puțină vreme. Și apoi se întâmpla un lucru nesănătos, dar asta se întâmpla. Adică cine dădea la secția, la teatru dramatic, să spun așa, și pica, îl chemau ăștia la Păpușa, vină la noi, că la noi îi spun, că să-și facă cifra de școlarizare. Și era ceva anormal, adică, să zic așa, rebuturile lor veneau din coace, dar și ăștia erau actori. Și erau multe lucruri nesănătoase care țin de pedagogia din învățământul superior. Eu am plecat din facultatea, că nu mi-a plăcut. Și încetul cu încetul am lăsat-o mai moale cu pregătitul pentru facultate, pentru că nu mai credeam în facultăți. Nu mai credeam în viitorul celor care termină o facultate. Zic, și nici ce să facă. Schemele sunt blocate. Nu poți da admitere să intri la Teatrul Național din Iași sau la București sau nu știu unde, că schemele sunt full. Faci teatru particular în ganguri. Bine, dar trebuie babacul să-ți dea bancă de făcut show-uri, mega show-uri prin spații neconvenționale. Nu trăiești.
Și practic mă gândeam că sunt un fel de satană care le bag în cap, faceți teatru, că e o meserie de om care fără asta nu vei trăi și când vei termina nu poți să o folosești, că nu se folosește la nimic, n-ai cum să o practici. Și atunci mă dau deoparte, pentru că pregătesc pentru neant. E o iluzie. Le bag niște iluzii în cap și am niște suflete pe conștiință. Și atunci am lăsat o baltă. Ultima ființă pe care am pregătit-o a fost fiică-mea. Pentru că m-a bătut la cap. Că până în februarie anul ăla, la medicină și la medicină și la medicină, și în martie, teatru, teatru, teatru. Și am pregătit-o vreo 3 săptămâni, a intrat, dar nu mă ocup de ea. Nu prea mă ocup de ea. Nu știu dacă e bine, dacă e rău. Nici nu prea am cum să o ajut. N-am cum să o bag la teatru la mine, n-am. E complicat. Păi ăsta-i sfatul. Descurcați-vă, că e o jumbă. Nu pot să dau sfat. Că dacă dau un sfat prost și urmează careva, o să mă blesteme. Și atunci... E o jumbă. Cine vrea să facă teatru, trebuie să facă din nebunie. Adică, dacă e sănătos la cap, nu fă teatru. Asta e părerea mea, sinceră. Dacă dintre dumneavoastră vrea să pune cineva întrebări, actori sau tineri, este cineva? Da. Cum a fost lucrul la Umbre? Și ce părere aveți despre serial? Care, la fel, e controversat. Unii spun că e prea comercial, alții spun că e o zonă care trebuie atacată. El are succes. Eu la Umbre am participat destul de puțin. Am avut doar în 2 episoade apariție. Și aș lega-o mai puțin de serial, despre care n-aș vrea să mă pronunț prea mult. M-aș lega de colaborarea cu regizorul, cu care am mai lucrat într-un scurtmetraj când el era încă student. După aia, în filmul Câini și fiind o relație armonioasă cu el, având o relație bună, m-a solicitat și la Umbre. Bogdan Mirică, la el mă refer. Mie mi-a plăcut că HBO-ul e un producător care vine cu mijloacele de afară, ca să zic așa. Sunt echipa e română, actorii sunt români, tot e românesc, dar finanțarea și ideologia e de afară, adică sistemul. Și e singurul loc în care m-am confruntat să lucrez cam ca afară. Nu e total ca afară, dar e cam ca afară, adică mult mai profi decât în alte seriale românești. Din punct de vedere, e foarte ok. Adică nu se face pe grabă. De obicei, totul e contra timpului. Timpul înseamnă bani la film. Și nimeni nu se lălăie în filmul românesc sau în serialul românesc, nici atât. Aici se stă pe o secvență o zi întreagă. Se lucrează temeinic și foarte ok. Acum e scris scenariul, cum sunt cerințele. El e un film de piață, e un film comercial. Nu pretinde nimeni că e un serial artistic. Nici nu prea există seriale artistice. Și ăsta e trendul mondial. Filmele o să dispară încet, încet și o să apară seriale făcute de mari regizori cu mari actori și care ocupă piața și care o să apară și pe net. Asta e trendul. Mie mi se pare un produs mai curat și mai de bun simț față de alte produse românești, în sensul ăsta. Dar eu nu sunt fan seriale. Eu personal nu mă uit la seriale. Și mie mi se pare prea dur Umbre. Asta ca gust personal. Ați amintit adineaur că ați făcut într-o anumită stagiune sau stagiune la rând același gen de personaj, de rol și mă gândeam, ați refuzat vreodată rolul și dacă da, din ce considere? Dacă s-a întâmplat? Des? Mai puțin des? Acum mulți ani, când eram eu mai tânăr în Teatrul Național, proaspăt venit, am refuzat la un moment dat un rol care era un aranjament dubios între director și un autoraș local, o mizerie de piesă. Și m-am revoltat eu cum că vreo doi, nu jucând domnule mizeria asta. Și atunci au apărut niște actori importanța ai teatrului și au spus, cum îți permiți, mă? Jucăm noi! Nu că n-avea cum să vrea ce e rolul meu ăla, că nu era vârstă, dar cum îmi permit eu ca
tânăr actor să refuz, că nu se refuză în meseria asta. Mi-a băgat în cap, mi-a dat cu o rangă în cap de principiu, așa că meseria asta nu se refuză. Ești angajat, asta e obligația ta, e un contract. Și am spus, nene, dar nu sunt armat, în primul rând. Și cred că se poate dialoga pe temă de asta. Adică, din motive artistice refuz, nu că nu-mi plac ochii lui ăla sau... Și am refuzat. Am refuzat de multe ori. Pentru că nu poți să joci divers dacă nu refuzi. Și plus că mai este o lene și a directorilor și mai ales a regizorilor de a băga un actor pe clișeistic, pe zona pe care știi că l-ai mai văzut. Și vedem, slavă Domnului, din nefericire, buni actori care au fost, mai sunt și tot devin actori, care joacă același lucru toată viața lor. Își schimbă hainele și replicile. Dar se joacă pe ei, într-o singură ipostază. Și mi se pare trist. Unii nu pot mai mult. Dar sunt alții care pot. Și de ce să-i taie aripile unuia care poate să facă mult mai mult? Încearcă să-l diversifici, să nu fie același. Mie asta mi se pare interesant. Asta e mișto la meseria noastră. Că poți să fii altul. Păi când poți să fiu altul și tu mă obligi să fiu mereu la fel, e un nonsens. Deci mă las de meserie sau mă lupt să nu se întâmple așa. Deci considerentele au fost mereu artistice. Textul nu era ok sau... La film am mai fost și pe considerente de bani, ca să fim mulți. De la teatru nu se discute pe bani. Înțeles. Salariul e sfânt. Da. Altcineva? Ați dorit să faceți altă meserie în afara actoriei sau înainte să vă apucați facultate? Înainte, da. Acum e cam târziu să mă... Acum aș vrea să fiu conducător de Porsche, să fiu șoferul primar. Da, am vrut să fiu cântăresc de operă. Și cred că aș fi avut o carieră bună afară. Meseria asta mă împiedică să fiu profesionist în afară țării. E singura mea problemă. Eu nici nu vorbesc o limbă străină în regulă. Engleză spre deloc, franceză ce mai știu, dar slab. Am primit chiar acum vreo două săptămâni un mail de la un producător de prin Cehia să joc într-un serial produs de Metro Golden Mayer sau ceva de genul ăsta. Deci mi-a răspuns, eu știu să vorbesc... Ce limbă trebuia să vorbești? În engleză. Și asta e o mare problemă a mea. De asta zic, dacă eram cântăreț, cântăreții au un limbaj universal. Altă întrebare? A existat vreodată ceva care să vă facă să renunțați? Sau să aveți momente de îndoială? În privința actoriei? Da. Teatrului? Da. Nu, nu cred. Stai să mă gândesc să nu mint, dar nu cred. Îndoiele am avut, dar... Eu sunt un tip încăpățânat și dacă se crede în zori fiind taur, nu m-am lăsat. Îmi plac obstacole. Ne mai povestești ceva despre Demrădulescu, ca să încheiem așa? Am o stare de melancolie acum, azi, despre Demrădulescu. Nu vine să... Nu mi-amintesc lucrurile și bubețele lui. Mi-amintesc, cred că una din... Ori ultima întâlnire, ori una din ultimele întâlniri a fost la el acasă. Deci, în timp ce eram eu la clasa lui, el s-a recăsătorit cu Adriana Șchiopu, care era mult, mult mai tânără ca el, o frumoasă. Și toată lumea spunea că Bibanu s-a schimbat. El fiind un tip, fiind oltean și zgârcit la bază. Și noi înțelegeam de ce e el generos, adică prin ce? Păi cum a dat într-o zi, a dat 30 de lei la unul să cumpere covrig la toată clasa? El generații întregi nu a dat din covrig la nimeni. Ne-a dat odată bani să vedem, că a zis, domn profesor, hai să nu mai facem ore comandină. Dar de ce, dragă, vreți să chiriți în masă? Nu, e Hamlet. Noi tocmai studiam, atunci era Hamletul, nu știu care, cred că la Laurence Olivier sau la Rusesc, cum așa. Și vrem să-l vedem. Bine, drag. Nu prea avem bani, domn profesor. Și ce milogilor să vă dau eu? Chiar cum puteți. Deci ne-a dat 20 de lei.
De două serii. Vedeți și voi o serie, ce vreți? Și la final, în anul, când a terminat anul 4, ne-a chemat la el acasă. Ne-a chemat la el acasă. S-a crucit facultatea. Biban a chemat clasa la el acasă. Și ce a fost? A dat de mâncare. Nu se poate. Și de băutură. Și din când în când avea mobile stil. Nu erau toate la fel, erau cum le-a găsit și el. Și avea un taburet, un scaun la care... Nu te așezi la că e Bittermeier! Da, a mâncat, avea whisky, foame de-aia, avea bălinci, mâncăruri. Și toată lumea a spus, Adriana l-a schimbat, nu soția l-a schimbat. În filmul ăsta, ultimul pe care l-am făcut, că am vorbit de ce am făcut eu anul ăsta, am făcut două filme. Într-unul din filme am jucat cu fata lui de Brătrescu. Da, cu Irina Rădulescu. Eu știam de ea de mult, eram prieten pe Facebook și era așa o emoție din partea ei și dintre a mea. Ea a văzut un interviu de-al meu la Marina Constantinescu la televizor și mi-a scris pe Facebook că mulțumește ce frumos am vorbit de tata ei și nu știu ce. Și acum ne-am întâlnit de 4 ori din filmare. Am fost foarte emoționat. Tot filmul a fost. Pentru că eu nu puteam separa imaginea Irinei de Demrădrescu. Mă gândeam totuși în fibra ei, profesorul meu. Și aveam așa o strângere foarte emoționată. Și cum e ca actriță? E specială. Nu are nimic din taică sau. Decât poate spiritul analitic. El era un tip cu... Sub masca de omor era foarte serios și foarte analitic. Dar în rest nu. Nu are tipul de explozie a lui taică sau... A jucat și la noi, în festival, acum, Nescu. Da? Da. Eu n-am văzut-o jucând. Nu știu. Nescu. Iar la film e greu să mă pronunț cum joacă, pentru că numai când vezi produsul final îți dai seama. Eu așa eram în interiorul bucătării. Da. Jucam și nu mă uitam din afară. Dar așa pot să simt, să intuiesc. E o tipă fină și inteligentă. Are mult din mama ei. Mama ei care în tinerețe era o actriță specială și frumoasă așa. A știut bibucea de zi. Ați spus la început că primii 2 ani de facultate erați blocat. Și la un moment dat ați depășit acest blocaj. Am înțeles cui se datorează depășirea. Dar cum? Cum s-a tradus asta la nivel personal? Cum ați trecut peste? Adică, care e momentul în care ați devenit conștient că sunteți blocat și că trebuie să faceți ceva în sensul ăsta? Păi, am simțit că sunt blocat în momentul când eram blocat. Okay. E un complex, asta ni se întâmplă de multe ori, când parcă te ține cineva din interior, mintea îți dă bice și tu nu poți să urmezi ce îți dorești. Eu eram inhibat de mai multe motive. Eu fiind moldovean, nu prea ieșit din Iașul meu, pe mine mă tulbura Bucureștiul foarte tare. Până și ăia care pigeau căruțe prin Gara de Nord, mi se păreau că sunt miniștri toți așa, aveau o enfază așa, încrezuți toți. Mi se părea că sunt mic și provincial și ultimul puchin de pe lume, așa. Și la teatru toți vorbeau, bă, ieri m-am întâlnit cu Olguța, am băut o cafea, care Olguța? Tudorache. Și m-am întâlnit cu Florinel, care Florinel? Piersic. Era așa o lume, bă, toți erau sus și eu eram mic de tot. Chestia asta a contribuit din start să mi se taie așa picioarele și pe lângă asta mai venea și un monstru care ne făcea să râdem în fiecare zi. Și eram terminat. Nu puteam să preiau, nu puteam să dau curs a ceea ce aveam eu nativ în mine, cel puțin. M-a ajutat foarte mult Gelu Colceac cu următoarea replică. Gelu Colceac, la vremea actor la Bulandra fiind, Octavian Cotescu era rector la facultatea noastră, și îl plăcea pe Gelu, Octavian Cotescu. Și a zis, bă, te vreau la clasă la mine, dar n-am loc acum. Dar ca să intri în institut, te bag la Bibu. Că la el e loc. Octavian Cotescu cu Bibanul nu se înțelegeau deloc. Un oltean, un moldovean, era foc și pară între ei. Și a ajuns la noi printr-o conjunctură, Gelu, care de mulți e contestat acum și nu înțeleg. El era un pedagog foarte bun și eu consider că este și acum un pedagog bun. Nu știu care cizor cu mine. Și a venit cu următoarea propoziție la mine. Mi-a spus Cotescu că tu ești un băiat extraordinar.
dacă nu te regăsești. Și a zis, ai grijă de la, la clasă. Și în momentul ăla m-am revenit. A zis, e cineva care se ocupă de mine. Și mi-a dat un ori, relocat așa și am început, dar trebuia să-i mira cât de bou eram în anul 32 și după aia a zis, domnule, de unde e ăsta talentat ăsta? Cam așa au fost în saltă. Și toată cariera mea a fost în saltă. Dar n-a fost monoton. Care e cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o de la domnul Demrădulescu? Care vă însuțește la fiecare? Seriozitatea în muncă și să... și ce repeta obsesiv, să nu ne vindem ieftin. Să nu ne dăm... El făcea mulți bani. El a fost un actor destul de bogat pentru vremea aia. Spunea bancuri pe stadioane. Făcea orice pentru bani. Și a spus, nu faceți cam. El suferea când a jucat roluri mari, tragice, spectacole serioase, ca să zic așa. Lumea îl fixase într-o ipostază comică. El dacă apărea într-o piesă tragică, lumea râdea. Și plângea. A venit odată de la sala sportului, sau cum se cheamă, polivalentă din București. Acolo se făceau șușele mari. Și a venit odată de acolo, a întârziat puțin și m-a scuzat, am avut spectacol la polivalentă. Și dragă, m-au anunțat, intră Bibanu în scenă și urlau ca șarlele și râdeau, tropăiau ăia prin sală. Și m-am enervat, zic, dar de ce trebuie să râdă ei ca de un clown prost? Și am zis să le spun altceva. Și s-a apropiat la microfon și a spus, bună seara. Am să vă spun, mama, de George Coșboc. Două rânduri au căzut pe jos de râd. Numai că am spus timpul. Și am început. În vadul ăla pe repede scurt și voie dau în cale, am mai căzut vreo 5 rânduri. N-am ajuns la a doua strofă, că erau pe jos, se trebăreau ca șarele. Și am ieșit din scenă. N-am mai spus nimic. Că, domn profesor, am ieșit din scenă. Nu, n-am suportat. Și mi-a rugat, mă lăsați să spun? Ce? Poezie. Să vedeți că vă spun bine. A spus prima... Noi am început să râd, că e nebună asta. A spus prima strofă, a doua... N-am mai liniștit, pe la a treia... Și la urmă plângea, eu plângeam toți, parcă era la Olga Tudorache. Excepțional, a spus. Excepțional. Dar nu poți să fii actor de comedie dacă n-ai fiul tragic în tine. Corect. El avea. Și asta spunea. Nu vă vindeți pe bani, talentul meseriei. Nu banii sunt importanți. Eu am făcut asta și am gândit. Și după aia și-am uitat, am un banc bun. Dar nu vezi că ăsta numai pe bani zic. Teo, îți mulțumim. Eu vă mulțumesc. Te mai așteptăm și altă dată cu alte povești interesante. Este o oră mă întors. Ne-ați vorbit foarte mult despre personalități ale teatrului românesc. Ce ascunde domnul Corban? Personal, ce ne-ați spune așa, ca să vă iubim mai mult? Ce aveți în viață așa? Că aveți și dumneavoastră niște cotloane mai... Alea nu se arată, nu se spune. Măcar așa, taine. Ca la Bibanu, așa se fie. E cu dragul, să taine. O poveste a dumneavoastră specială. Nu știu ce să zic. Eu sunt destul de... jenos, să zic așa, și introvertit când e vorba de lucrurile astea. De-aia, nu știu dacă, cum să-mi deschid o inimă acum. Eu am văzut că sunteți prea cu minte, dar am crezut că mai săriți preleazul. Am crezut. Să, dar nu când e camera pe mine. Ah, da. Te mai așteptăm și cu altă ocazie, la un alt festival. Îți urăm succes în tot ce faci, să primești roluri diferite și cu carne. Dumneavoastră, vă mulțumim pentru această dimineață și vă așteptăm și la întâlnirile următoare pe care le mai avem în cadrul acestei gale. Numai bine!